Centrul școlar pentru educație inclusivă Constantin Pufan din Drobeta, Turnu Severin, își desfășoară activitatea în această perioadă în scenariul galben, mai exact în scenariul hibrid. Până în acest moment, elevii beneficiază de peste 200 de teste COVID-19 gratuite. În prezent, la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan din municipiul Drobeta Turnu Severin sunt 61 de elevi care participă la ore față-înfață și 82 de elevi în sistemul online. Centrul Școlar de Educație Inclusivă Constantin Pufan din Drobeta Turnu Severin sunt 143 de elevi din ciclul preprimar, primar și gimnazial și ne desfășurăm activitatea odată cu derularea cursurilor din semestrul al doilea în scenarul 2, respectiv scenarul galben. În prezent, în unitatea noastră sunt 61 de elevi care își desfășoară cursurile față în față și 82 de elevi care derulează în continuare programul online. Dintre acești copii, 43 sunt școlarizați la domiciliu, care și ei intră sub recomandările prevăzute de scenariul 2, respectiv atât cursuri față în față, cât și cursuri predate online. Această unitate de învățământ pentru copiii cu dizabilități a fost dotată cu 216 teste COVID-19. Elevii din cicluri preprimar, primar și gimnazial își desfășoară activitatea în condiții de siguranță maximă. Vrem să precizăm că unitatea noastră a fost dotată cu 216 teste antigen de depistare pentru COVID-19. Respectăm toate regulile și măsurile de siguranță pentru copii, impuse atât de COVID, cât și toate celelalte reguli care erau pentru copiii noștri speciali. Și în prezent, în momentul în care vorbesc cu dumneavoastră, activitatea este în derulare și se desfășoară în cele mai optime condiții. Copiii cu nevoi speciale de la acest centru sunt tratați în cele mai bune condiții, iar siguranța lor este un prim gând al cadrelor didactice.